întrebări? Sau eu am pregătit un discurs amplu de 2 ore. Avem baterie. A? Merge la noi baterie. Spuneți-mi în primul rând cu ce gând. Că am ceva de un faringoșesc, am ceva de răgușeală. Cu ce gând? Da. Am venit cu gândul inutilității totale, pentru că de 22 de ani alegerile în România reprezintă olimpiade ale hoților. Fură toți ca la Balamuc și de unde fură ei? De la oameni cinstiți, de la oameni care au un ideal și care în roptul capului n-ar fura un cap de asă. Sunteți și voi la curent ce se întâmplă în întreaga țară. Am primit și o SMS-uri, am primit și mesaje scrise la domiciliu din Suceava, din Iași, din Buzău, din alte zone ale țării, unde se fură îngrozitor. Cum te poți apăra? Îmi pare rău pentru Sorin Oprescu, dar aseară el își făcea campanie electorală. El a trimis, mi-a trimis și mie o invitație la partid, inaugurează anul Caragiale la Opera Română. Nu m-am dus, bineînțeles, pentru că e anormal ce face el. În primul rând, el are o legătură cu Caragiale, dar nu cum crede el. El a camisă de Andanache, probabil, și în felul acesta, da, poate să organizeze ce manifestări dorește. Acum își face campanie online. Am primit iară de la observatorii noștri din diverse zone. Sorin Oprescu își face campanie online. Este o luptă nedreaptă, inegală și ilegală. Sunteți tineri, aveți și voi patron de presă, dar nu vă ia nimeni dreptul la logică și la o judecată rațională. Uitați-vă proporția afișelor și bannerilor din București, dar și din toată țara. La un afiș al meu sau al Partidului România Mare sunt cam 10.000 ale altora. Cum să te poți lupta cu ăștia? Nu mai vorbesc de produse, nu mai vorbesc de cadouri, nu mai vorbesc de bani. E o modalitate de a face politică ce trebuie să ia sfârșit. Dacă mai aveți... Nu mă aștept la nimic bun de la așa ceva, pentru că asta este o junglă. Tot ce s-a votat până acum s-a furat. Dacă vă dau un exemplu, numai de la alegerile prezidențiale, 96, tot Iliescu câștigase alegerile, însă străinătatea i-a dat funcția lui Emil Constantinescu. În 2000 le câștigase Emil detașat. La duminica turului 2, la ora 11, la televiziunea din Viena, se anunțase nou președinte al României, scriitorul Vadim Tudor. I-au dat americanii funcția din nou lui Iliescu la 70 de ani. Nimeni nu e atât de nebun să creadă că românii, din care o mare parte era populație tânără cu drept de vot, votează un septuagenar școlit la Moscova și nu un tânăr care a învățat totuși la Viena. În 2004 nu m-a lăsat să ajung în finală, m-au luat în amonte și au băgat pe cei doi vecini de vilă, pentru că de atunci se dușmănesc ei foarte mult și tot încearcă să se închide unul pe altul, Lolec și Bolec, Tom și Jerry. Deci s-au confruntat Adrian Năstase și Traian Băsescu și culmea că a câștigat Adrian Năstase. Dar i s-au dat funcția lui Traian Băsescu. În 2009 a câștigat Mircea Geoană. I s-a dat tot lui Traian Băsescu. E cât va mai ține figura asta? Spuneți și voi. Diseară unde veți urmări rezultatele ție? Sper să mă duc la partid, deși n-am nicio tragere de inimă, pentru că știți romanul lui Gabriel García Márquez, cronica unei morți anunțate. A murit democrația în România înainte de a se naște. Eu vă admir pe voi că vă faceți pe furtună, pe arciță, pe orice vreme datoria, dar aveți în față pe cel mai vechi șef de partid din România. Acum în iunie fac 20 de ani de când conduc, 21 de ani din 91 Partidul România Mare și nu prea mă joc cu vorbele, când e de glumă și de pamflet e una, dar acum sunt lucruri foarte serioase. Vin tot ei sau alții ca ei, ca să facă ce? Să se desăvârșească jaful și să-și recupereze banii. Aproape că nu e zonă unde să nu fie baron local, ciocoi, indivizi care sunt specializați numai în ciordeală. Dar ni s-a dus buhul că suntem hoții Europei. Nu numai la noi în țară, dar și pe meridianele Europei unde eu merg. Eu luni plec la Strasburg și în funcție și de rezultate și de dimensiunea fraudei, sper să țin un discurs în aula Parlamentului European. Deci dar unde? La partid. Poftim? Am votat să se termină cu banditismul din România, pentru că dispărem de pe hartă. Și mi-e milă de generația asta tânără, că pleacă din țară.
sunt copii crescuți în cultul Bibliei, în cultul valorilor morale, în cultul clasicilor literaturii române, al eroilor neamului, și deodată se confruntă cu banditismul la nivel național. Și e un șoc îngrozitor. Și foarte mulți sunt vulnerabili, nu au cum să se apere în fața acestui fenomen de mare neagră. Am votat pentru o adevărată schimbare, să termine cu Hrebenciucii din țara asta. Asta e etalonul banditismului în România. Hrebenciucii, Marian Oprișani și vorba lui Vaghele, ați văzut, Bucureștiul nu-l mai vrea pe Robert Negoiță. Băi, a căzut cu scaunul când l-a văzut. El nu mai știe nici cum îl cheamă săracul de el. Bine, sunt infractori amândoi, și Robert Negoiță și ăla Liviu Negoiță. Dar de ce nu are românul de ales între unii infractori, pentru că asta e situația, și oameni corecți? Mai sunt și oameni corecți. Dar cum să se facă ei cunoscuți? De unde bani? Noi nu avem un singur panou luminos în capitală, dar minte în țară. Uitați-vă și voi, un singur panou costă nu știu cât. La televiziuni, voi sunteți unii reprezentanți unor televiziuni, dar n-aveți nicio vină. Numai la B1 TV și la România TV am putut să apărăm și noi. În rest, la TVR eu nu mai apar de 4 ani, și cine e la TVR știe despre ce vorbesc, de la legea din noiembrie 2008, pardon, nu am mai apărut, de 4 ani sunt interzis. La Realitatea TV, puștiul ăsta cu geopolul lui infracțional Cosmin Gușe, care e sluga lui Măgureanu, de 8 luni n-am mai permis să fiu invitat, și mai nou la Antena 3 de 6 luni. Ce competiție corecte! De ce se tem de mine? Că de ce se tem? Nu vor scăpa. Vedeți bine că rămân în picioare și eu îi duc la groapă. Dar este foarte, foarte greu, pentru că n-am decât o armă, stiloul meu. Dar mai am una, credința în Dumnezeu, și se va întâmpla un miracol. Sper într-un miracol, dar vorba lui Goethe, cine speră în miracole trebuie să-și întărească credința. Bine, la revedere! Penalty.
Nu, oricum mă câștigă. Păi deschis la așa. Da, ce mă, ți-am zis, ai luat banii de acolo. Fiecare lună. Asta zic. Era nu știu ce firmă, după aia a supărat lui pe aia. E zona mea pe acolo. Astea sunt, hai că sunt niște bucuri care... A, bine, da, da. Da, să-i zic, într-o oară de tăsari, până dar nici nu știe, mă. Nu știe nimeni. Câți bără, ea, bără, l-au găsit trăștia pe la camicanii și greșeală. Care bucurări, la fărăi, 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 la și când vede de asta reclame și nu știu ce, sau un film, păi nu, schimbă. Înțelegi că nu se mai uită. Dar primul lucru spune acolo. Da, primul lucru spune de la trecere. Oricum vie puizată. De ce să ne dă? Oricum, au. Tot ce s-a inventat. A, vedeți că și nu, le-a luat procedura pozitivă. Le-a luat pe la altcineva care se știa acolo. Alte trăie, cum mă mână și mă lăsat. Dar nu știu care e ce la TV, e pachetarea aia, că le-a ambalajul la comunitățile, când îi pachetează în comunitățile, o să-i spune, dar dă mână. Pe la mâncat un desprofetiști, prin
Vă doresc nu, am zis că nu mă interesează. Hai, domnul, dați-mi.